Salutare dragilor și bine ați venit, la mate cu Alfa! Astăzi vom rezolva probleme cu procente. Zian și Alfa se pregătesc de sărbători. Ei achiziționează și împachetează cadouri pentru prieteni. Îi vom ajuta să rezolve problemele legate de prețul produselor cumpărate și numărul cadourilor împachetate, dar înainte ar trebui să ne amintim ce sunt procentele. Simbolul pentru procent este acesta și îl vedem deseori în jurul nostru. El apare pe tastatură, în general, pe tasta 5. Pe la 100 este o fracție cu numitorul 100. De exemplu, 25% este egal cu 25 supra 100, simplificând, obținem 1 supra 4, o pătrime, adică un sfert. 50% este egal cu 50 supra 100, simplificând, obținem 1 supra 2, adică o doime. Jumătate. Pentru a calcula un procent dintr-un număr, înmulțim procentul cu numărul respectiv. Spre exemplu, pentru a calcula 20% din 300, înmulțim 20 supra 100 cu 300, îl putem scrie pe 300 ca fiind 300 supra 1, simplificăm prin 100 pe diagonală și obținem 20 ori 3 supra 1 egal 60. Mai rapid, știind că procentul înseamnă de fapt împărțirea la 100, care este egal cu 10 ori 10, putem împărți fiecare factor la 10 și apoi să efectuăm produsul. În cazul nostru, dacă tăiem câte un 0 de la 20 și 300, obținem 2 ori 30 egal 60. Acum suntem pregătiți pentru probleme. Știind că 20% din numărul de cadouri achiziționate de zian și alfa este egal cu 35, determinați numărul de cadouri. Cum suntem deja obișnuiți, notăm ceea ce nu cunoaștem cu x sau orice altă literă. Știm că 20% din x egal cu 35, ne amintim că putem înlocui cuvântul din cu simbolul de înmulțire, și cum 20% egal cu 20 supra 100, obținem 20 supra 100 ori x egal cu 35. Un factor al unui produs se obține prin împărțire, deci x egal cu 35 împărțit la 20 supra 100. Dar împărțirea la o fracție înseamnă de fapt înmulțire cu inversa acesteia. Deci x egal cu 35 ori 100 supra 20 egal cu 35 ori 5 egal 175. În cea de-a doua problemă, alfa împachetează 30 de cadouri. Ce procent reprezintă numărul de cadouri împachetate de către alfa din totalul de 125 cadouri? Notăm cu x la sută procentul căutat, x la 100 ori 125 egal cu 30. x supra 100 ori 125 supra 1 egal cu 30. Simplificăm pe 100 și 125 prin 25 și efectuăm înmulțirea. Obținem 5x supra 4 egal cu 30. Deci 5x egal cu 120, x egal cu 24, procentul fiind 24%. În următoarea problemă, Zian intenționează să achiziționeze o tabletă în valoare de 1250 lei. Care este prețul tabletei după o scumpire cu 20%? Vom transpune datele problemei în următoarea relație. Din moment ce discutăm despre o creștere, adăugăm la prețul inițial egal cu 1250 procentul specificat din prețul inițial 20% ori 1250. Trebuie să reținem că procentul nu apare independent, ci este asociat unei anumite valori. Obținem 1250 plus 20 supra 100 ori 1250. Simplificăm și ajungem la 1250 plus 250 egal 1500 lei. Această problemă poate fi rezolvată și printr-o altă metodă în care ținem cont de faptul că avem inițial un preț întreg adică 100%, preț care crește cu 20% devenind 120%. Efectuând 120% din 1250, ajungem la același rezultat egal cu 1500 lei. În următoarea aplicație, prețul unui televizor este 2500 lei. De sărbători, prețul acestuia este redus cu 15%. Determinați prețul televizorului după reducere. De data aceasta discutăm de o reducere, deci prețul scade astfel. Din prețul inițial egal cu 2500 lei, scădem procentul de 15% din prețul inițial. Obținem 2500 minus 15 supra 100 ori 2500, simplificăm prin 100 și ajungem la prețul final egal cu 2500 minus 375 egal cu 2125 lei. Și de data aceasta putem rezolva problema prin calculul procentului final. Prețul nostru este redus cu 15%, deci 100% minus 15% egal cu 85%. 85% din 2500 este egal cu 2125 lei. Trecem la următoarea problemă. După o scumpire cu 25%, o bicicletă costă 3000 lei. Determinați prețul inițial al bicicletei. Notăm cu X prețul inițial. Cum prețul crește cu 25% din prețul inițial și ajunge să fie egal cu 3000 lei, avem x plus 25% ori x egal cu 3000. 25 supra 100 se simplifică prin 25 și obținem x plus x supra 4 egal cu 3000. Dar x poate fi scris ca x supra 1, aducem fracțiile la același numitor și obținem 5x supra 4 egal cu 3000. Deci x egal cu 3000 ori 4 supra 5 egal 2400 lei. Și aici putem aplica metoda prin care calculăm procentul final. 100% ori x plus 25% ori x egal cu 3000. 125% ori x egal cu 3000, deci x egal cu 2400 lei. Și ultima aplicație, un aspirator costă 720 lei. De sărbători, prețul acestuia este redus și devine 648 lei. Determinați procentul cu care s-a ieftinit aspiratorul. Notăm cu x% procentul căutat. Din prețul inițial egal cu 720 lei, scădem procentul necunoscut din același preț inițial și obținem prețul final egal cu 648 lei. x% o 720 egal cu 720 minus 648, de unde x supra 100 egal cu 72 supra 720 x egal cu 100 ori 72 supra 720, egal cu 10. Deci procentul căutat este egal cu 10%. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele probleme.